Am ajuns în Poiana. Am plecat din București la 10, pentru că am fost leneș, extrem de leneș. Am ajuns aici la ora 1, cu tot cu oprire un pic în Brașov. 2 ore 30 pe drum. Decazat, bineînțeles, ca de obicei, ne-am cazat la Casa Chitic cu 200 de lei pe noapte. Deci ar mai fi ca timp 2 ore și jumătate drumul, plus că din punct de vedere al banilor, motorina undeva dus întors cred că o să coste în jur de 300 de lei. Iar cazarea o noapte la Casa Chitic cu mic dejun 200 de lei. When I told you how I fear we are done, that we are done. 9 minute la coadă și vedem la ce oră ajungem sus. În funcție de asta a trebuit să calculăm timpul net pe care îl petreci pe pârtie. Practic așa aș vrea să fac analiza asta Poieni Brașov versus alte domenii schiabile. Ce înseamnă net? Atâta pe schiul, timp net. Respectiv, efectiv petrecut pe pârtie, nu la coadă, nu la centru de închirieri, nu la coadă la cartelă, unde am mai tot luat trebuie și acolo un sfert de oră, nu la parcare, ci timpul net. Ne vedem! Oh, you tell me that I made you think if we have something special more than happy drinks, you'll go without blinking. No, you won't see that I'm lying to be on my own, on my own. Deci cam asta e vizibilitatea, se vede la 1 metru și atât. Nimic. Lapte, cum spunea un tip, e atât de ceață că poți să sprijin bicicleta. Mai toată vizibilitatea asta e și pare că și mai deasă. Mai deasă din soare? Mai deasă ceața. Ceața! Urcat cu gondola, 12 minute fix este timpul de urcare. Încă 12 minute la coadă, se fac 24. Cu până spui schiurile, până te așezi, până te aliniezi puțin la coborâre aici. Hai să zicem jumătate de oră de când te așezi la coadă și până când îți dai drumul la vale. Asta. Deci adunat așa jumătate de oră cu 6-7 de oră, 37 de minute, 40 să spunem, per total o coborâre net. Ne vedem jos! Era! Ne-am suit în telescaunul de la Lupului. Am ajuns în altă parte decât ne-am propus. În sfârșit s-a mai limpezit și se vede într-adevăr foarte frumos. Pârtia Lupului este aglomerat așa cum o vedeți. Sunt undeva spre 15 oameni, cred că în total. Cei mai mulți snowboarderi căzut la datorie, asta se va face. When I told you how fear we are done.
Călupului! Poți să-mi povestești cum a fost astăzi la snowboard? A fost mai bine pentru că mă puteam da singur. Bravo! You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Me every day I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.